Urmează o nouă săptămână de foc în scandalul dintre ministrul Tudorel Toader și procurorul general Augustin Lazăr. Urmează și primul termen la Curtea Supremă în conflictul dintre cei doi. Instanța Supremă decide doar unde merge dosarul la Alba sau rămâne spre judecare în capitală. Cu detalii vine acum Corina Matlinski, colega mea. Corina, am găsit! Bună dimineața! Ajunge pentru prima oară pe masa judecătorilor de la Instanța Supremă acest conflict între Ministerul Justiției pe de o parte și Procurorul General Augustin Lazăr de cealaltă parte. Asta pentru că Curtea de Apel București a decis ca cei de la Instanța Supremă să spună clar unde ar trebui să se judece această contestație la raportul de revocare din funcție, o contestație făcută de Augustin Lazăr inițial la Alba Iulia. Cei de acolo au trimis-o aici la București, pentru că, spuneau ei, Augustin Lazăr nu a făcut această contestație pe persoană fizică, ci ca procuror general. Este o săptămână de foc, pentru că spunea președintele Klaus Iohannis faptul că așteaptă să vadă exact ce vor decide judecătorii cu privire la această contestație făcută de Augustin Lazăr, iar abia mai apoi va spune dacă îl va revoca sau nu din funcție pe procurorul general, pentru că, spunea el, este foarte mulțumit de activitatea lui. Asta deși ministrul Justiției Tudorel Toader a cerut deja de două ori președinției să semneze această revocare din funcție. Corina Matlinski.